Cetatea Carolina, Alba Iulia, capitala din inima Transilvaniei. La mulți ani români, în an centenar, la mulți ani România. Astăzi vreau să vin în fața dumneavoastră cu ceva mai special, și anume o nouă realizare a unui modder român. Alexandru Gherghe, a.k.a. Romaniac, este modderul român care a realizat celebrele pipe Jazz Carto Pipe, pipele 18350, 18500 și, bineînțeles, atomizorul pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți, eu am o recenzie, Iziati. Azi vin în fața dumneavoastră cu prototipul versiunii a doua. Iziati V2 este aici la Alba Iulia. Haideți să-l vedeți pe close-up. Și nu în ultimul rând, la mulți ani români și Vapon. Iziati V2, versiunea beta, prototip, arată cam așa, pe close-up. În partea de jos, conector 510. Pinul pozitiv nu este prea ieșit în afară. Sper să fie ieșit cel puțin 2 mm în afară. Tancul este realizat din Ultem. În partea de sus, diferit față de prima versiune, avem o piesă în care ne reglăm fluxul de aer. Volumul de aer dispune de 4 găuri. Din ce am măsurat eu, 1,2, 1,8, 2,5, 2,5 și 3. 1, 2, 1, 6, mă scuzați, 1, 8, 2,5 și 3 mm. O să vi-l desfac pe bucăți. Această piesă seamănă cu un muștiuc whiteboard, dar la fel ca la prima versiune, dispune de o piesă prin care îți reglezi fluxul de aer. Acea piesă era din aluminiu anodizat, aici piesa din care învârți este realizată din inox. Se desface în partea de sus, asta cam agață. E o versiune beta, iar aerul, vaporii de pe rezistență vor veni prin această fantă, seamănă cu potcoavă. Cu chestia asta, modderul a eliminat condensul. Tot ce condensează, la prima versiune aveam aici o garnitură, nu mai e nicio problemă, totul va fi nou în tank. Controlul de volum realizat din inox pe randalină, iar aerul intră exact prin această gaură de 3 mm. Filet cu care se prinde tot dispozitivul. Să vă explic exact cum funcționează. O să încerc să deșurubez această piesă și o să vă arăt conceptul unic al acestui atomizor. Un pic. Da. Cred că e suficient să vă faceți o părere. Cu această piesă, dumneavoastră vă puteți regla TH-ul. Aerul intră pe aici, iar mișcând cu ajutorul acestui, să-i zicem, drip tip, sper că se vede, îți reglezi exact fluxul de aer. Ok. Să vă arăt și decul față de prima variantă. O să vă pun și decul la Iziati V1. Aici aveam filet pe care intra un tub PVC, un tank PVC de tip Caifun. Aici am eliminat Ultem
și dispune de două o-ringuri din silicon, în care, dacă vrei să-ți umpli tancul, ai turnat așa, dar cel mai bine, exact prin aer, o să spui o sticlă cu un picurător mai subțire și lichidul îți va ajunge pe bază. Ca și build, aici am un Nichrome 04, aici am un Microfuse Klepton, spațiat diferite cele două baze, aici cel puțin un mililitru de lichid liniștit. O să încerc cu ajutorul lui Colea să pun câteva imagini, cum am aranjat vata, cum i-am dat un fire, îl faci fluffy, îl ajunge până pe bază, tot timpul îți va fi saturat de lichid coilul. Aici vei avea un plus de aromă categoric. Sper că se vede. Prinderea este clasică cu aceste două, polul pozitiv, postul pozitiv, postul negativ. Se prinde relativ ușor, în special vaporilor mai avansați. Cam așa arată. Este o diferență și e mult mai ușor să-ți ajungi la build, nu mai trebuie să... Iar această piesă, pe această piesă puteți să montați orice tip de muștiuc, asta e mai uscat, orice tip de muștiuc 510. Bun, hai să-l vedem și pe concluzie. Bun, ați văzut acest atomizor beta pe close-up. Până o să vă spun concluzia mea despre el, vreau să-i mulțumesc frumos lui Claudiu Colacek pentru că mi-a trimis acest frumos tricou și vreau să mulțumesc îndeosebi Montulang Vapeside România, un grup cu oameni minunați, care ușor-ușor devine internațional. Băi, ăsta era tricoul meu de când eram un pic mai tânăr, când făceam primele tutoriale și recenzii la GA Tech. Romaniac, omul din spatele acestor frumoase pipe, care a avut curajul să facă acest atomizor. Vorbim de Easy Ati. Am un video, uitați-vă pe canalul meu de YouTube, o să pun și un link în descriere. Și în ultimul rând vreau să-i mulțumesc duhovnicului meu Pășcuță, care mi-a trimis lichioara magică. O să închin cu dumneavoastră, mai am aici un pic, dar pe final să nu mi se împulice limba în gură. Bun! Varianta beta, prototipul acestui atomizor, care se va numi Easy Ati V2. Ați văzut diferențele între, cel puțin la bază, că atâta v-am arătat baza. Este totuși total diferit și în partea superioară. Și să o luăm ușor, ușor, din partea superioară până jos și să vă spun experiența mea. Lăsați-mă să trag un puf. Și o să vă spun în primul rând ce folosesc. Folosesc pe el un lichid care l-am de la Roma, Brebia 70, oficine Svapo Milano. Este un natural extract tabaco, în adevăratul sens al cuvântului. L-am tras pe toate dispozitivele de metele care le aveam, deoarece am o nicotină de 10 mg. E top. O să vin și cu material video, încă lucrăm la traducere. Îl trimitem și afară un pic. Și înăuntru mai am un build de la Cătănoiu, cum am obișnuit, un I80 Microfuse Klepton, realizat de către Cătănoiu la Constanța sub ownership, un mare big up. Încă nu m-a convins alt fel de fir. Și o să vă spun câte ceva despre acest atomizor. Ce mi-a plăcut
ce mi-a plăcut. O să spun și chestia asta, dar nu putem spune că nu mi-a plăcut ceva că aici, pentru că nu este varianta finală. O să vin probabil în fața dumneavoastră și cu varianta finală a acestui atomizor, dar până atunci o să vă spun câte ceva ce este diferit față de prima variantă și dacă e mai bun, dacă e mai rău acest atomizor Easyati. Unii au spus că băi așa, că are un TH fals, falsă chestia asta. Într-adevăr, este un concept asemănător, este de fapt același concept, dar la varianta beta este mult mai îmbunătățit. Îl am și aici, trag un puf și de pe ăsta. Eu m-am înțeles tot timpul cu el. Deși este un atomizor destul de înalt pentru capacitatea lui de lichid, având doar 2 ml, la fel și ăsta 1,8 din ce am măsurat eu. Depinde cât de fluffy bumbacul. În el am reserve tab 9 mg, atomizorul funcționează ca și în prima zi. Cred că are vreo 2 ani. Îl țin în vitrină, l-am setat din nou acum 2 zile, adică i-am pus bumbac. Coilul, am un nicromă, scuzați, de 0,8 care își face treaba. Îl am aici pe un mod mecanic și haideți să ne îndreptăm atenția asupra acestui atomizor. Față de el, nu neapărat că o să fac o comparație, pentru că diferă total. Față de primul, care într-adevăr puteai să folosești alt muștiuc, trebuia să ai o șurubelniță mică dacă nu aveai acea piesă, să-ți reglezi throat hit-ul. Aici poți folosi la fel un muștiuc 510, în cazul meu am un muștiuc de ultem. Dar dacă ai venit cumva de pe Long Inhale și ești obișnuit cu muștiucele alea gen Gun, Whiteboard, liniștit, poți să vapezi direct, fără muștiuc cu 510 și ai aceeași senzație de Mountul Long. Automat reglajul nu-l mai faci din muștiuc, această piesă din partea superioară de ultem, care urmărește exact designul. Aici niște tăieturi pe piesa din inox. La fel se continuă pe piesa de ultim. Ați văzut pe close-up un design extraordinar. Pur și simplu îți rotește asta și prin aerodinamică aerul îți va intra și îți va coborâ jos pe rezistență și îți va da un TH mult mai tare. Eu îl folosesc cu gaura de 2,5, deci nu pe ultima gaură, care este de 3 mm și ai o experiență de Mountul Long. La fel ca și la primul, ai o randalină, poți să-ți slăbești partea de sus, îți reglezi aerul, vrei să ți-l alimentezi, îl alimentezi cu o sticlă Gorilla, direct prin aer sufli un pic și automat n-o să ai lichid, este automat aerul în partea de sus, deci n-o să va curge. Ce mi-a plăcut la acest atomizor? În primul rând a renunțat la conceptul ăsta de, să zicem, policarbonat, tancul din policarbonat de Caifun, i-a pus ultem, arată impecabil cu ultem, dar a renunțat la filetul din partea de jos, îl întorci cu capul în jos, l-ai desfăcut, ți-ai luat sticla de lichid și banc, ți-ai pus în baza care v-am arătat-o pe close-up, diferită, cel puțin încape 1 ml de lichid. După care, nu aveam lichid în el ca să-mi curgă, ai luat și ai vapat. La fel îți cătești partea de sus, îți scoți bumbacul, faci un dry burn, ți-ai pus bumbac nou dacă vrei rapid să schimbi aroma. Easyati. Este schimbat. Partea de sus este schimbată, adică vorbesc aerul care vine. Și dacă condensează, găurile sunt diferite, vi l-am arătat pe close-up, total diferit. Nu ai condens, nu ți se strânge condens, aerul este mult mai smooth, TH-ul cu care ați fost obișnuit la primul, ai un TH puțin, la fel te lovește, îl simți în gât, dar throat hit-ul este un pic mai domol. Din ce
Am testat ăsta, că l-am testat de mult timp, l-am și recomandat, am foarte mulți prieteni care unii au fost pro, unii au fost contra, dar și-a găsit automat și el susținătorii și publicul și utilizatorii. Aici nu înțeleg de atâta timp cel mai mare pro care îl consider eu, Aroma, tată. E campion la Aroma. Deși ești departe de rezistență, ai un TH, nu neapărat dat de vaporul cald, e campion la Aroma. Normal, este o variantă beta. Automat am încercat să văd și unele chestii care nu sunt sau să mă pun în pielea altui utilizator. Nu pot să spun că este dus la perfecțiune, nu pot să spun că a reinventat ceva, dacă a făcut, continuă linia lui primul, dar este mult mai bine realizat. În schimb, ca și aspecte negative, din ce am observat eu, într-adevăr, partea asta de sus ar trebui puțin finisată, agață puțin. Teșiturile astea, pur și simplu, vorbim de varianta beta. Cu siguranță o să vin și cu material video, cu varianta finală. Deci în partea de sus, un pic ar trebui agață, un pic mai bine finisat. Dar vorbim de varianta beta. În partea de jos, alt aspect care pot să spun că este ceva care pentru unii utilizatori care folosesc, cum de exemplu eu l-am pus pe ăsta, pe un mod mecanic hibrid, pinul de plus este aproape drept cu... Aș dori să fie cel puțin 2 mm, pentru că unii utilizatori folosesc gen SMPL, alte moduri mecanice mici pe 22 și automat. Eu am încercat să-l testez pe Adam de la Team Rampage, na. Deși are pin, reglabil modul, n-am reușit să am un contact electric. Dar astea nu pot să spun că sunt aspecte negative. Chestiile astea vor veni în varianta finală. Am înțeles că va fi un batch de 100-200 de bucăți, preț undeva la 100 de euro. Materialele sunt un pic mai scumpe, toate cred că au crescut, dar eu în general nu discut de prețuri. Dar din ce am vorbit cu Romaniac, în jurul sumei de 100 de euro, cam aici va fi pe piață acest atomizor. S-ar putea luna viitoare, s-ar putea în ianuarie, în funcție de cum se mișcă treburile la ei. În schimb, nu ai ce să spui rău despre el, arată impecabil ca și design, își face treaba, este îmbunătățit, condensul dispărut, TH-ul puțin mai domol, deci nu o să te lovească, deci, dar e campion la Aroma. Și nu înțeleg și stau și am discutat, acum nu o să-mi spună omul, nu, e foarte ocupat, nu... Dar din ce am discutat cu el, este într-adevăr un top notch la Aroma. E beton. Ce să vă mai zic despre el? Foarte scurt. Se alimentează impecabil. Niciodată nu o să-ți iei dry burn. Niciodată nu o să... Tot timpul bumbacul este saturat. L-am builduit pe Cantal 04, Nichrom 04... Prefer acest setup, care e setup-ul meu de metere de cel puțin 6 luni. Îi mulțumesc lui Cătănoiu pentru susținere. Și nu ții, frate, absolut niciun dry. Este lizibil, îl vezi, chiar dacă este ultem, automat vezi cât lichid ai în el. Îl umpli prin partea de sus, ați văzut, îl umpli prin partea de jos. E top. Mi-ar fi plăcut să pot să-i pun acest beauty ring de la 22 la 24. Singura chestie, te rog frumos, fă pinul ăla cu 2 mm. Puțin mai ieși în afară ca să pot să îl pot folosi în toate configurațiile și în special cu mod hibrid, să nu am probleme. N-am avut curajul să pun pe mod hibrid, l-am pus, v-am spus, pe unul din ăla și nu a mers, așa că... Dar, în schimb, pe orice mod care are pinul pe arc, n-ai absolut nicio problemă cu el. Dar să nu uităm că vorbim despre o variantă beta,
care mi-a fost trimisă pentru acest material. Da. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. La final o să închid cu lichidul de la pășcuță. La mulți ani în România, la mulți ani vaperii români. Ar trebui să fie mult mai multe produse realizate de către modării noștri autohtoni. Unii s-au retras, unii, vedeți aici, am gemul Big Up Marbugs. Ar trebui să fim mult mai mult, să susținem mult mai mult industria și vaping-ul și modării din România. Dar cu timpul vom fi în față. Vă spun încă o dată la mulți ani, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Am încă două atomizoare aici care o să vin în fața dumneavoastră și anume Spica Pro, e sigilat și penodat. Până data viitoare, deci de la Deva, v-am pupat. La mulți ani România, la mulți ani români și Vapon.